nostru, pasia, să vedem. Ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune vreodată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. Până la eliminarea acestei bande de trădători de țară care în legătură cu străinătatea a organizat lovitura de stat. Da. Puteam fi împușcat fără niște mascarată. Și omul ăsta. Și nu o da. De ce fugiți în asta de loc? Nu o da. Rău e definitiv. Cine a dat lovitura de stat? Jurnalul Săreta. Poate să-mi toște pe oricine. De care nu se dinți de zacate. Mâinea va trăi veci de veci. Și toți trădătorii, oricât vor fi, va trăi România. Și poporul român liber, nu cu trădători. În fața loviturii de stat, nu răspund. Celor care au chemat armatele străine în țară, nu răspund. Chema de stat, de Marea Adunare Națională, cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat, sute și sute de ani în istoria României au sfârșit până răspunde în fața poporului. Ce e timp mai bine lupte cu gloria de pline, e fi să fie stat între epicurile ce e dacă o acela. Poate una s-a găsit de și ea m-a bună pe noi. Ea m-a bună. Poate e greșeală. Așa. Nu așa se întâmplă, trădările din de lume. Așa. Dacă acest inculpat paranoic nu are niciun cont, să încheiem și noi conturile, că tot se pare că nu ne putem înțelege. Vă rog să procedez la ascultarea inculpatei Ceaușescu. Mai aveți de pus întrebarea că Ceaușescu nu mai ales. Ce voi trimite o judecată pentru insultă. Dacă este nează să avem ca să se facă procesul. Cel care zice că ar fi procuror, te voi trimite în judecată pentru insultă. Da. La comisie de judecată. Și la comisia de judecată. Da, 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 da. Și o să-l judece. Popor. Asta e adevărată judecare. Popor. În rândul muncitorilor, la comisia de judecată. Da, vă dă la pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Pentru că eu fac parte din oamenii care asistă la procesul dumneavoastră, există de ceea. Deci totuși nu vă înțelegeți. Cine ați vrut să răspundeți la întrebări? În fața țării. Răspund conform Constituției țării. Deci cineva zice că nu. Am scris cuvânt cu cuvânt Constituția țării. Da, dar dacă ați fi scris-o și știați și acolo așa zice, că dacă nu mai există calitatea, nu mai aveți calitatea, sim, nu judecă, sau mă simplu e factor. Calitatea scrie, da, calitatea de președinte nu poate lua decât Marea Adunare. De aceea există calitatea. Există calitatea pentru că nu un grup contra-revoluționar care se instituie, se declare Comitet de Salvare Națională, care e Comitet de Trădare Națională a Independenței Țării, nu el poate. Asta e lucrurile. Discutăm cu cetățenii. Nu se poate nimeni în lume. Discutăm cu cetățenii acum. Nu-mi place o să spun corare. Nu-mi place a deschis la urmă.
Vorbește inculpat. Nu sunt inculpat, sunt președintele României. Este doar două ani inculpat. Și voi rămâne, voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Și cu asta am terminat. Totul minciuni de la un cap până la altul. A celor care au dat lovitura de stat, trădind poporul, mergând la distrugerea independenței României. Cu dumneata nu se poate stabili un dialog civilizat, rațional, cu oameni logic, corecți. Când mă duceam în fabrică, mă ridicam în fața muncitorului, vegetam în vizoare. Poporul iubit și nu... De ce ați spus și n-ați să stați de vorbă cu poporul? Care poporul? Care l-ați adunat. Care a venit aici la... Nu! Nu l-am adunat. N-am fugit. N-am fugit. Și acei care au trădat, inclusiv unul prezent aici, a chemat elicopterele, i-a dat ordine. Sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care de asemenea au fost de mult achitate. Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. Ca simpli cetățeni, cu speranța că veți spune vreodată adevărul și nu veți lucra pentru nimicirea României. Până la eliminarea acestei bande de trădători de țară care în legătură cu străinătatea a organizat lovitura de... Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic și politic. I'm Martin Armstrong. As you probably noticed, there's a film crew running around here to shock Europe. The reason we have this crisis is because since World War II, they basically have just had this idea that they can borrow year after year after year, never have to pay a damn thing back. And the only country I have found so far that ever actually paid anything, it was Romania in 1980. That's it. It's the only exception I have found since going back to 6000 BC. La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. În total, din 1975 până în martie 1989, am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care de asemenea au fost de mult achitate.
țării. Să spuneți copiilor că țara a fost trădată. Acestea sunt ultimile cuvinte spuse de Nicolae Ceaușescu, maiorului Ion Boboc, înainte să fie dus în fața plutonului de execuție de la Târgoviște. Dacă Ceaușescu ar fi dat drumul la robinete și ar fi dat căldură și ar fi dat mâncare după efectuarea plății integrale a datoriei externe, lumea n-ar mai fi ieșit în stradă și n-ar mai fi fost nevoie de nicio revoluție sau lovitură de stat. A fost greșeala cea mai mare. Au murit și oameni pentru treaba asta. Am făcut un video despre operațiunea Trandafirul de la Timișoara, unde au murit oameni și au fost incinerați. Căutați acest video. Să spuneți copiilor că țara a fost trădată. Acestea sunt cuvintele pe care Nicolae Ceaușescu le-a spus maiorului Ion Boboc înainte să fie dus în fața plutonului de execuție, fiind legat la mâini. Au fost ultimele cuvinte înainte să cânte Internaționala și trăiască România, Republica Socialistă România, liberă și independentă, moarte trădătorilor, istoria mă va răzbuna. Nicolae Ceaușescu a fost fără îndoială un dictator și revoluția a existat pe fondul nemulțumirilor. A fost o revoluție alimentară pentru că oamenii nu aveau ce mânca, erau ținuți în frig, la cozi și aveau foarte multe lipsuri. Însă nu a fost o revoluție economică sau o revoluție de altă natură, doar din cauza lipsurilor. Iar Ceaușescu a declarat în timpul acelui proces de nenumărate ori că țara este trădată și va fi distrusă. Ce s-a întâmplat după Revoluție? Toate fabricile, combinatele, uzinile au fost puse pe butuci și au fost vândute pe nimic la fier vechi, au fost falimentate, pentru că s-a spus că aceste fabrici, uzine consumau energie, erau energofage și consumau mai mult decât produceau. Iată ce a mai spus Ceaușescu, că țara este trădată, că vrea să meargă la combinatul de oțeluri speciale din Târgoviște pentru a vorbi muncitorilor, să le spună că țara va fi trădată și vândută pe bucăți. Iar în timpul procesului am atașat niște imagini și voi mai atașa niște imagini. Nu ia nimeni apărarea lui Ceaușescu, a fost un dictator, au murit oameni din cauza lui, însă a avut și el partea lui de dreptate când a spus că țara va fi vândută și va fi trădată. Toate guvernele care au contribuit la acea cuponiadă, la vânzarea pe bucăți a fabricilor, uzinelor, trebuiau sigilate, trebuiau păstrate și când se găseau fondurile necesare, trebuiau repuse în funcțiune. Așadar, nimeni nu ia apărarea lui Ceaușescu, a avut greșelile lui, însă nu trebuia procedat în felul în care s-a procedat. Fabrica de șomeri România a exportat peste 7 milioane de suflete în lumea largă, pentru că după Revoluție s-au tăiat și vândut la fier vechi toate fabricile, combinatele, s-au pus pe butuci agricultura, sistemele de irigații, s-au furat dalele de la irigații și totul s-a dat și s-a vândut pe nimic.